bisericile pictate din nordul Moldovei, monumente unicate în lume. Despre bisericile pictate din nordul Bucovinei aproape că nu mai trebuie argumentat că sunt un monument astral al poporului român. Caracterul lor de unicat în lume ar putea fi considerat suficient. Cele mai cunoscute și la care s-a păstrat cel mai bine pictura murală exterioară, fiind înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, sunt Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Arbore, Probota, Pătrăuți și Sfântul Gheorghe din Suceava. Realizarea picturilor exterioare a devenit posibilă după ce meșterii moldoveni au realizat că picturile interioare, executate la scurt timp după înălțarea bisericii, aveau de suferit din cauza tasării zidăriei, ce provoca desprinderea tencuielii și implicit a picturii murale. Pictura murală exterioară se realiza după aproximativ 5 ani de la înălțarea lăcașului de cult. Ordonanța iconografică a picturilor din interior corespunde normelor elaborate în Bizanț. Cupola dominantă a naosului este întotdeauna rezervată Bisericii Cerești, cu figura lui Iisus Pantocrator, adică atotputernic. În altar este ilustrată tema mântuirii. Pereții naosului și bolțile din jurul cupolei sunt ocupați de momentele principale ale acțiunii lui Iisus: botezul, schimbarea la față, intrarea în Ierusalim, învierea lui Lazar, rugăciunea pe muntele măslinilor, vânzarea lui Iuda, Iisus în fața lui Pilat, batjocorirea lui Iisus, ducerea crucii, răstignirea, pogorârea Sfântului Duh. În pronaos sunt zugrăviți Maria și Sfinții, fiind ilustrat calendarul bisericesc, începând cu prima zi a anului ecleziastic, 1 septembrie. Ecourile actualității par și mai puternice în programul iconografic zugrăvit pe pereții exteriori. La arbore, a cărei pictură exterioară a fost realizată în 1541, când situația politică a Moldovei de după înlocuirea lui Petru Rareș de către sultani se schimbase, pictorul a trebuit să precizeze că era vorba despre un asediu ce avusese loc în anul 626. Iar la Voroneț, unde pictura exterioară s-a realizat în 1547, asediul nu mai apare. Dar în scena judecății de apoi, între cei care vor arde în focul veșnic, sunt ușor de recunoscut otomanii, iar pe contrafortul sud-vestic este reprezentat călare omorând dragonul, Sfântul Gheorghe. Să încheiem această scurtă prezentare cu gândurile a doi mari istorici ai artei. Polonezul Iosef Strzyzgowski nota: sunt ezaure pe care cunoscătorul cel mai informat prin propriile călătorii nu le poate vedea nicăieri în altă lume. Mai presus de toate câte pot fi văzute în Moldova sunt acele curioase biserici care prin policromia fațadelor se pot compara cu Biserica San Marco din Veneția sau cu Domul din Orvieto. Ceva asemănător nu ne oferă o a doua țară în lume. Iar francezul Paul Henri scria: pictura exterioară constituie ceea ce Moldova a produs mai personal și mai original. Mâine vă prezentăm un nou moment esențial din ediția aniversară a proiectului Eu aleg România, realizat de rețeaua studiourilor teritoriale. Fiecare episod se află pe site-ul eualegromânia.ro, ediția 2018, și pe canalul de YouTube al campaniei.